Deci la Ardeam Lotto așa ipotetic. S-ar putea să apară surpriză mult mai plăcută decât Gheorghe Pecinge. Nu e o surpriză. Cu atât mai mare va fi satisfacția că Partidul Social Democrat va câștiga un nou mandat de primar la Târgu Jiu, în condițiile în care spuneți că... Deci cu atât mai mare... Să vă fac plăcere, cu Florin Cârciumaru veți câștiga. Primar, dar o să vedeți că în Consiliu Local majoritatea va fi alta. Sau majoritățile se vor discuta. Corect. Ca de obicei, cea mai importantă bătălie electorală va avea loc la primăria reședință de județ. Până acum, doar PSD și PNL au anunțat candidații, respectiv Florin Cârciumaru și Octavian Lupulescu. Chiar și senatorul Dian Popescu a declarat că nu exclude o candidatură la primăria Târgu Jiu. Deja Florin Cârciumaru, pe toate sondajele care le veți lua, este sub 50%. Deci Florin Cârciumaru a scăzut fără să aibă contracandidat. Deci a scăzut, s-a erodat, Florin Cârciumaru s-a erodat și trebuie să fim realiști, lucrurile astea nu spun cu răutate. Lucrurile astea trebuie să le aibă în calcul și PSD-ul și trebuia, cred că și PSD-ul trebuia să-și, și Doamne ferește, și o spun iarăși cu sinceritate, pentru că nu-mi plac să fie scoși competitorii din alte motive decât cele strict politice. Corect. Să fie scoși din cursă, corect, da? Doamne ferește să iese Florin Cârciumaru din cursă, că o să vedeți ce se întâmplă. O să vedeți ce surprize va avea PSD-ul. N-ați pregătit niciun om care să poată în secunda 2, așa cum a fost la Consiliul Județean, care să poată să pregătească. Adrian Tudor, cum? Adrian Tudor va ieși, câți candidați a spus? 4? Va ieși al 6-lea în această competiție. Poate se încadrează aici pe 5%. Cu... Pentru că pe Adrian Tudor nu-l iubește nici partidul cât îl iubește pe Florin Cârciumaru, pentru că Florin Cârciumaru, partidul e datorul lui Florin Cârciumaru. Cu toate acestea, socialdemocrații știu una și bună. Sunt convins că Florin Cârciumaru va mai putea câștiga un nou mandat. Florin Cârciumaru va câștiga un nou mandat. Pentru că se bucură, într-adevăr, de susținerea unor oameni de aici, din Târgu Jiu. N-ai ce face, asta e democrația. Asta înseamnă să... Însă, dacă este asta să analizăm ce exact a făcut Florin Cârciumaru în multele mandate pe care le-a asta, avut... Dă cu virgulă. Asta va hotărî electoratul. Domnul Pecinghidă, eu am fost foarte atent la votul pe care l-a primit, și nu numai eu, colegii mei din organizație, la votul pe care l-a primit Florin Cârciumaru pentru funcția de primar și la votul pe care l-a primit organizația municipală, da? Sunt într-o strânsă legătură. Și altă, cum bine ați sesizat. Contextul, discutăm de un cu totul alt context politic, dar nu s-a schimbat în defavoarea noastră. Eu din potrivă. În cursa pentru primăria Târgu Jiu ar putea intra și Liviu Andrei din partea Mișcării Populare. Andrei va deschide în același timp lista de consilieri județeni. O decizie finală încă nu a fost luată. De asemenea, în competiția electorală va participa și Laurian Stănchescu din postura de independent.